purtam zilele trecute un parfum care mă cam făcea să vreau să stau așa toată ziua, genul de parfum care te face să miroși absolut delicios, într-o manieră aproape gurmandă, și m-am gândit că poate îți dorești o listă, ci drept scurtă, de parfumuri care cred că s-ar încadra fix în categoria asta, niște parfumuri care te fac să miroși delicios sau divin, aș spune, cu o oarecare pornire înspre gurman, deși nu sunt toate chiar acolo. Și pentru că am vrut ca pe lista asta să ating mai multe categorii de preț, voi începe cu parfumul cel mai accesibil, care este Pandora Scents Trecento Noir sau Trecento Noir, nu știu exact cum se pronunță. Și încă de acum vreau să-mi cer scuze, pentru că nu știu exact când voi publica videoul ăsta și nu-mi dau seama dacă Dubai Collection îl vor avea din nou în stoc. Deci îmi cer scuze dacă nu poți să-l găsești, dar în mod sigur poți să-ți comanzi o mostră să vezi dacă se potrivește cu tine, sau poți să treci pe lista de așteptare și este anunț imediat ce îl primesc în stoc. Revenind la parfum, Trecento Noir este o clonă de Tom Ford Noir Extreme, ceea ce înseamnă că în deschidere te întâmpină cu culfi. Datorită acestei deschideri se duce mai mult înspre zona curmandă. Miroase ca un desert cu înghețată, un desert dulce, care zic eu că are și ceva scorțișoară. E îmbătător de-a dreptul mirosul ăsta, iar în stilul specific Tom Ford apoi găsești o abordare ceva mai masculină, să zicem, poate puțin mai abrazivă, poate puțin mai elegantă, poate puțin mai serioasă. Per total, mi se pare că e destul de bine echilibrat și se ține oarecum de creația originală. Aproape că n-ar mai fi nevoie să-ți spun că dacă le pui pe unul lângă celălalt, n-o să crezi că sunt unul și același. Trecento Noir e ceva mai dulce, ceva mai gurmand în deschidere și se concentrează mai mult pe asta, în timp ce zona puțin mai întunecoasă, mai serioasă și mai elegantă nu e la fel de bine accentuată. Am văzut că unele parfumuri Pandora Scents, cum este și Fabulous Noir, care este o clonă de Tom Ford Fucking Fabulous, fac lucrul ăsta. Se concentrează pe partea mai, hai să zicem, curmandă, delicioasă, și lasă așa într-un plan secund partea a doua a parfumului. Și de asta zic că niciodată clonele nu sunt perfecte. Adică atunci când a fost gândit Noir Extrem, el a fost gândit într-un echilibru. Echilibru care aici nu mai e la fel. E mai degrabă dus în zona ceva mai dulce. Vei mai găsi în parfumul ăsta și mandarină, vanilie, ambră și cardamom. Toate notele astea cred că îți spun că e un parfum mai degrabă de vreme rece. Dar așa cum e făcut, partea bună e că îl poți purta atât în situații ceva mai casual, cât și la ținute ceva mai elegante. Mi se pare o idee bună cam oricând. Ce-i drept din punct de vedere al performanțelor, pe pielea mea nu face o treabă senzațională, fantastică, ește din comun. Are o persistență de undeva în jurul la 6 ore cu o proiecție bună în prima oră, ceea ce în cea mai mare parte a timpului mie mi se pare suficient. Dar știu că sunt oameni care își doresc mai mult și tocmai pentru voi spun asta. Nu e genul de parfum pe care l-ai descrie ca fiind extrem de persistent. Dacă îți dorești mirosul ăsta delicios de desert indian, merită să arunci o privire și da, probabil nu e în stoc, dar mostră poți să iei. Tot cam în aceeași zonă de preț, ar trebui să-l găsești și pe Salvatore Ferragamo Uomo. Dar nu-ți pot spune cu încredere foarte mare că e în aceeași zonă de preț, pentru că în ultimul timp, probabil ai observat și tu, dar prețurile parfumurilor și prețurile în general au luat-o complet razna. Am văzut de vânzare recent online un Guerlain Blom, parcă, dacă nu mă înșel, cred că costa 600 de lei. Revenind la parfumul de față, Salvatore Ferragamo Uomo e primul parfum cu cafea pe care l-am încercat. Doar că atunci când zic cafea, nu aș vrea să te gândești la o cafea proaspăt prăjită. E o cafea dulce, e o cafea într-un tiramisu, e o cafea într-un tort, e o cafea într-o prăjitură. Simți clar că e vorba de cafea, de mult mai mult de atât. Cu mirosul ăsta, mi se pare cât se poate de clar un parfum de vreme rece. Am încercat odată să-l port în vreme caldă și pur și simplu simțeam că mă enervează felul în care miros. Pe de altă parte, când temperaturile mai scad puțin, practic cum e acum dimineața, începe să aibă extrem de mult sens. Pentru că este un miros pur și simplu delicios, dar care își păstrează totuși caracterul de parfum. N-ai impresia că miroși pur și simplu o prăjitură. Găsești prăjitura în miros, dar e mai mult decât atât. Are și elemente de parfum. Are elemente de caracter. Nu știu cum să-ți spun. Vreau doar să spun că atunci când vezi o bucată de tiramisu, n-ai niciodată gândul că o să o iau de aici din farfurie și să-mi dau cu ea pe gât ca să mă miroasă lumea. Când îl vezi pe om, ai această trăire. Și știu că e total idiot ce am zis în momentul ăsta, dar înțelegi ce vreau să spun. E ceva în el care îl face să fie totuși parfum. E ceva ușor fresh, ușor dulceag, dar genul de miros care îl trage din zona gurmandă și îl ține totuși într-o zonă de
parfum de zi cu zi. Pentru că în cele din urmă asta ar putea să fie în vremea rece, ar putea să fie parfumul tău de zi cu zi, care te face să miroși ca o prăjitură cu cafea. Problema lui, care se manifestă uneori și în cazul meu, ar putea să fie că atunci când miroși așa, îți cam vine să și mănânci tiramisu sau diverse torturi sau măcar să bei mai multă cafea, lucru care s-ar putea să nu se potrivească cu planul tău alimentar. Deci trebuie să iei lucrul ăsta în calcul. Ce trebuie să mai iei în calcul e că acum câțiva ani parfumul ăsta era foarte persistent. Era dulce, persistent, era genul de parfum perfect pentru o zi răcoroasă. În timp, se pare că a fost reformulat și oamenii spun că nu mai persistă atât de bine. Sticla asta pe care o am eu are deja 2 ani și ceva și persistă undeva între 6-7 ore cu o proiecție destul de bună în prima oră. Acum nu-ți pot spune sigur dacă așa este și parfum pe care l-ai cumpărat astăzi. De exemplu, la Salvatore Ferragamo Uomo Casual Life e clar că a fost reformulat și persistă mult mai puțin. Originalul Uomo, nu știu ce să spun de sticlele noi. Am mai dat recent și peste Moatar Dahab Men, care pe cât sună de arabesc, pe atât este de surprinzător de plăcut, fără să se ducă într-o zonă foarte orientală ca miros. Dacă ar trebui să-l asociez cu un miros pe care s-ar putea să-l cunoști și tu, l-aș asocia cel mai degrabă cu Mercedes-Benz Club Black, deși trebuie să spun că Moatar Dahab mi se pare puțin mai bogat. E vorba de o vanilie condimentată, afumată și foarte puternică. Așa că în cele din urmă parfumul ăsta nu se duce într-o zonă chiar gurmandă, pentru că nota principală și cea mai mare parte a caracterului este dată de vanilie. Cu toate astea e un parfum pe care l-aș descrie totuși ca fiind delicios și una dintre alternativele bune pentru un bărbat care își dorește un parfum foarte clar concentrat pe vanilie. Mai ai opțiuni, e clar, în zona de designer și cam pe același preț. Pentru că trebuie să spun de acum că e un parfum arabesc, dar nu e la Taffa, e un parfum arabesc care vine la prețul de aproape 300 de lei. Sunt clonele, precum Latafa și Ardal Zafaran, care se cam duc într-o direcție așa de hai să semene cu parfumul ăla, dai dăm și o pornire arabească și le facem în așa fel încât să nu coste mult. Și apoi sunt parfumurile arabești, care mi se pare că își asumă mai multă personalitate, sunt creații originale sau oarecum originale, din ce pot să-mi dau eu seama, că acestuia ne găsesc un parfum echivalent, care stând pe picioarele lor vin și la un preț ceva mai mare, pentru că probabil că e de plătit și un parfumier aici să facă formula, nu doar turnăm un parfum într-un aparat și obținem niște rezultate pe care le reproducem. Așadar, ce trebuie să știi despre el? În prima fază e bogat în vanilie și că de asemenea costă în jurul la 300 de lei pentru 100 de mililitri. Dar rezultatul este, repet, o vanilie afumată, dar mi se pare că e chiar mai masculin decât era în Mercedes-Benz Club Black. E foarte multă vanilie, dar e ceva mai condimentată. E o plăcere să-l porți dacă îți place nota de vanilie. Și cum spuneam, mai alternativ de aici se duce 100% pe asta. Nu e despre altceva. E exact despre nota asta și din punct de vedere al performanțelor, cred că te poți aștepta că nu stă rău deloc. Adică abia aștept să mai scadă temperaturile, să-l port cum trebuie și să vin să-ți spun da, clar persistă extrem de mult. În genul ăsta de temperatură pe mine stă un 6-7 ore, doar că mi se pare că e un pic mult încă. Mi se pare că pe cât de mult timp a trecut de la lansarea lui și pe cât de multe discuții există în jurul persistenței și proiecției sale, nu putem să-l omitem dintr-o discuție cu parfumuri delicioase pe Jean-Paul Gaultier Ultramal. Pentru că în cele din urmă combinația lui de par cu scorțișoară și cu vanilie absolut fantastică. Deci el nu se duce chiar într-o zonă absolut gurmandă, dar în timp ce îl miros îmi pot închipui o tartă cu pere, dar mirosul e făcut în așa fel încât se duce într-o zonă sexy. Sunt oameni care spun că parfumul ăsta e prea dulce, că ar putea fi considerat lejer unisex și că ar putea fi purtat cu ușurință și de o femeie. Și nu contrazic pe nimeni cu aceste afirmații, dar sunt de părere că și pe un bărbat miroase foarte bine. Și e genul de parfum care atrage atenția și atrage complimente și este una din creațiile Jean-Paul Gaultier extrem de originale. Nu zic că parfumurile noi nu sunt bune, dar cred că ți-am mai spus asta și când vorbeam despre Scandal Pur Homme, ok, miroasea vanilie și a caramel, dar mă așteptam la mai mult. Când l-am mirosit prima oară pe Ultramal, n-am avut niciodată impresia că se putea mai bine, că știu eu. Nu, e genul de parfum care nu-mi dă impresia că știu eu mai bine. Și tocmai din punctul ăsta de vedere mi se pare un parfum fantastic. Mai e și aspectul că, deși e foarte apreciat, nu e apreciat chiar de toată lumea și din motivul ăsta n-are 1 milion de clone și atunci când miroși așa, tot miroși destul de diferit. Cum îți spuneam, din punct de vedere al performanțelor, nu pot să spun exact cum se comportă sticlele noi. Sticla asta are deja 3 ani și să știi că se comportă bine, adică 6-7 ore de persistență lejer cu el și se și simte bine în jur. Acum despre sticlele noi, oamenii spun că nu mai
mai sunt așa bune, pe de altă parte mai întâlnesc din când în când pe câte cineva care tocmai ce l-a cumpărat și a zis, na, e ok, ok, nu-i problemă. Deci ce încerc să spun e că pe cât posibil ți-aș recomanda să-l încerci înainte să vezi cum se comportă pe pielea ta. De Spice Bomb Night Vision Eau de Parfum am fost fascinat de la prima pulverizare. De când l-am luat, acum cred că deja se fac 2 ani, posibil mai mulți, nu mai știu, eu am pierdut un pic noțiunea timpului. Ideea e că parfumul ăsta mi s-a părut mereu fantastic. Unul dintre lucrurile care mi-a plăcut la el e că deși e un Spice Bomb, nu se duce chiar pe drumul Spice Bomb. Are într-adevăr condimente, dar are și un măr caramelizat cum n-ai mai simțit în niciun alt Spice Bomb. Are și fistic. E un parfum foarte interesant pentru cineva care iubește parfumurile dulci. În deschidere, atunci când îl pulverizezi, te va lovi un miros aproape de zahăr ars. Ăla e momentul în care ai putea crede că ai de-a face cu un parfum gurmand. Apoi totul se echilibrează, apar condimentele, mărul se simte mult mai bine, apare și o tentă verzuie, aproape fresh, și își face apariția și fisticul. Mi se pare că din zona de designer, parfumul ăsta e foarte reușit și destul de creativ și e cu atât mai surprinzător cu cât Night Vision Eau de Toilette a fost comparat de cei mai mulți oameni cu Invictus. Toți spuneau că e un Invictus care nu miroase a gumă. Ăsta e și motivul pentru care pe acela nu l-am, pentru că pur și simplu n-am avut curiozitatea, nevăzând pe cineva care să spună da, e cel mai bun parfum din merit avut, adică pe cineva care chiar să fie fascinat de el. Ci drept, nici la EDP n-am întâlnit pe nimeni fascinat. Din fericire, mă cunosc pe mine și îmi place parfumul ăsta. Și adevărul e că nici nu prea am ce să-i reproșez. Din punct de vedere al persistenței, pe mine stă 6-7 ore. Mirosul mi se pare absolut fantastic. Deschiderea, ți-am spus, se deschide foarte dulce, aproape zahăr ars, după care se echilibrează mult mai bine și are o proiecție bună în prima oră, o oră și jumătate. E drept că de foarte multe ori când l-am purtat, lumea l-a remarcat. E de făcut o paranteză la asta, am mai făcut-o, dacă e bine de făcut, de mai multe ori. Oamenii care nu te cunosc și care n-au nicio treabă cu tine nu au tendința să-ți facă complimente. Deci, da. Am primit complimente de la oameni pe care îi cunosc, de la oameni cu care lucrez, la ședințe foto sau la diverse filmări. Dar nu e ca și cum mi-am dat cu parfumul ăsta, m-am dus în metrou și tot felul de doamne și domnișoare au leșinat la acest miros și a trebuit să știe cu ce sunt dat, pentru că vor să-l ia pentru sos, pentru iubiți. Nu, nu e genul de reacție, dar e genul de parfum pe care o persoană care e mai apropiată de tine, cel mai probabil ți-l va complimenta și e genul de parfum despre care pot să spun cu încredere că e destul de unic. Și am păstrat pentru final, la un preț mai mare, minunăția asta de Mood Alias. E adevărat că el costă undeva în jurul la 650 de lei pentru 50 de mililitri, dar fiecare leu din aia 650 mi se pare mega justificat. Parfumul ăsta se concentrează mult pe o notă de rom, pe o notă de vanilie, pe o notă de ciocolată. Cred că descrierea perfectă a lui este mirosul unui pirat sexy. Și nu mă refer la Johnny Depp aici, mă refer la un pirat adevărat. Nu știu dacă ai văzut serialul Black Sails, dar genul ăla de pirați. Cu toate astea, mixul de rom cu ciocolată îl face perfect nu doar când vrei să cucerești mările, ci și pentru un om de afaceri sau pentru un om care pur și simplu vrea să miroasă delicios. Nu văd nicio problemă în a purta parfumul ăsta la o cămașă sau la o bluză. Ok, poate nu e cel mai casual parfum, în sensul în care înțelegem parfumurile casual și ne gândim spre parfumuri albastre. Dar e un parfum pe care poți să-l porți la un pullover sau la o ținută lejeră, doar trebuie să ai grijă cu un lucru, că vezi tu culoarea asta, parfumul pătează. Partea bună, în schimb, este că e atât de persistent și are și proiecție suficient de bună, încât să n-ai nevoie să-l dai pe haine. E genul de parfum care te va însoți lejer toată ziua. Și toată ziua vei mirosi precum cel mai sexy ciocotof. Da, pirat sau ciocotof, îți alegi tu varianta. Ideea ar fi că nu pot să spun despre parfumul ăsta decât că este wow. Din orice punct de vedere, nu am nimic să-i reproșez, dar cumva trebuie să fac o completare, pentru că atunci când vine vorba de parfumuri, uneori ne creăm niște așteptări care sunt ireale. Parfumul ăsta ia tot felul de lucruri pe care le știi ca miros, repet, rom, vanilie, ciocolată, ciocotof chiar, și le transformă într-un parfum. E gurmand și în același timp are ceva elegant în el, dai mai mult gurmand. Cred că din cele prezentate ăsta e cel mai gurmand. Doar că trebuie să înțelegi că în timp ce mirosul e absolut divin, este și organic și natural, adică poți să-l asociezi cu lucruri pe care le știi și îți spun asta pentru că nu vreau să te aștepți la un parfum care miroase ca și cum ar veni de pe o altă planetă. Eu miros
fix de pe planeta asta, dar făcut incredibil de bine. Și cu asta se încheie scurta mea listă de parfumuri cu care cred eu că vei mirosi divin sau delicios. Mi-ar plăcea să-mi spui care sunt opțiunile tale, ce parfumuri știi și cu ce îmi spui în comentarii, poate completăm o listă mai mare ca să ajutăm cât mai mulți oameni. Fiecare like, fiecare share, fiecare subscribe poate ajuta acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfum. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor.